Astera este o idee care a încolțit în mintea noastră în urmă cu aproape un an de zile. Am hotărât că vrem să schimbăm ceva la modul în care livrăm servicii de stomatologie la nivel de Bistrița. Pentru că amândoi avem o experiență îndelungată, zic eu, 17 ani de stomatologie, de când încercăm să oferim pacienților noștri absolut tot ceea ce noi știm mai bine. Și am realizat amândoi, separat, că acel cabinet individual pe care îl avem, chiar dacă este tot ceea ce ne-am dorit întotdeauna, nu poate să ofere ceea ce pacientul își dorește. Pacientul acum își dorește servicii integrate, își dorește să găsească într-un singur loc absolut tot ceea ce are nevoie. Și stând la povești cu Alina, am realizat că ceea ce îmi lipsește mie în cabinetul meu, știe ea să facă foarte bine, ceea ce îi lipsește ei în cabinetul ei, știu eu să fac foarte bine, și am pus împreună niște idei și am reușit să construim Astera. Astera, ca și nume, provine din greacă, semnifică ceva cu fericirea, semnifică ceva cu drumul către stele. Pentru noi doi personal are și o altă conotație personală. Dar Astera, în primul rând, este tot ceea ce noi ne-am dorit să realizăm împreună în plan profesional. Și ne bucurăm foarte mult că am reușit să facem o deschidere, am reușit să aducem atât de mulți prieteni aproape de noi și sunt oameni la care nu pot să nu le mulțumesc. Tot ceea ce vedeți ca și logo, ca și signalistică, aparține unor prieteni de-ai noștri, Sepia Print. Avem alături de noi laboratorul de tehnică dentară, Cristi Barbu din Turda, e un om absolut excepțional. Avem alături de noi prieteni care ne-au ajutat cu lucruri mărunte, dar pentru asta sunt prietenii. Să ne ajutăm unii pe alții și să încercăm să oferim Bistriței ceva ce noi știm că putem și ceva ce bistrițenii își doresc să aibă. Alina? Ai zis cam tot? De obicei, discuțiile dintre noi funcționează invers. Eu să încerc care spune că sunt de acord cu ea. Dar unul dintre lucrurile foarte importante pentru noi este faptul că am reușit să facem acest proiect împreună. N-a fost ușor, n-a fost simplu, ne-am lovit de foarte multe piedici. Cabinetul încă nu este funcțional. Probabil că îi vom da drumul săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, datorită faptului că unele lucruri n-au ajuns, altele lucruri n-au reușit să fie legate între ele, dar noi doi, Doru Stere și Alina Bojor, reprezentăm Astera și probabil de acum pe Facebook, dacă ne veți căuta, mai puțin o să găsiți despre Doru Stere, veți găsi despre Astera. Mai puțin veți găsi despre Alina Bojor, veți găsi despre Astera. Pentru că Astera este ceea ce noi încercăm să construim împreună în domeniul stomatologiei. Știm că nu suntem singura clinică din Bistrița, știm că nu suntem singurii stomatologi din Bistrița, nu o să spunem niciodată că suntem cei mai buni, nu oficial, dar suntem printre cei mai buni din Bistrița și știm foarte clar că putem să oferim tot ceea ce noi știm la cel mai înalt nivel. Astera, nu suntem doar noi. Avem toate specialitățile care ne trebuie. Unul dintre lucrurile care ne bucură este faptul că avem alături de noi și specialiști. Ați văzut cât de bine ne completăm în ce privește ideile. Avem alături de noi specialiști de care ne bucurăm enorm de mult. Vă spun nume pe care în perioada următoare le veți auzi foarte des, pentru că le vom promova foarte des, pentru că reprezintă oameni foarte speciali. Mahmud Nabil este ortodont, are un titlu mult mai lung, este medic primar, este specialist în foarte multe chestii și tocmai intră domnul doctor Mahmud Nabil. Este prietenul nostru care ne ajută cu aparate, cu copii. Medic primar, ortodont, este un om cu care colaborăm de 2 ani într-un mod absolut excepțional. Avem chirurgi, Ciobi Tot, domnul doctor Ciobi Tot, medic specialist chirurgie bucomaxilofacial, domnul doctor Radu Grigoraș, care vine de la
Târgu Mureș, medic specialist, chirurgie bucomaxilofacial. Domnul Sabin Oltean, microchirurgie și chirurgie dentoalveolară. Ana Maria Muscar, care este specialistul nostru pe partea de parodontologie. Am încercat să strângem o echipă pe care Alina deja o folosea, e aproape în formula asta completă de ceva vreme, am încercat să-i aducem aproape de noi, în așa fel încât să putem să oferim tot ceea ce stomatologia, chirurgia dentară, ortodonția și parodontologia poate să ofere la momentul ăsta, ca specialiști și ca aparatură. Pentru că asta reprezintă Astera, de fapt, o combinație între oamenii care lucrăm aici, specialiștii pe care avem marele noroc să-i avem alături de noi și tot ceea ce înseamnă aparatură la cel mai înalt nivel la acest moment. Să nu uit să mulțumim Alexandrei Blândou. Asta vreau să spun eu. Este persoana care ne-a ajutat enorm de mult cu Succes Consult să obținem o finanțare pe niște fonduri care ne-au ajutat enorm de mult să dotăm cabinetul exact așa cum ne-am dorit. Alexandra Blându este o prietenă foarte bună de Alinei. Ele două colaborează de multă vreme. Eu doar am reușit să intru în proiectul respectiv.